Sâmbătă 27 februarie, comisiile parlamentare de buget finanțe au dat avizul favorabil proiectului bugetului României. Varianta trimisă de guvern nu a primit nicio modificare, deputații și senatorii din cele două comisii avizând bugetul cu 25 de voturi pentru și 16 voturi împotrivă. În acest moment, bugetul României nu putem să spunem că este mic. Cheltuielile față de cele de anul trecut, deci avem un buget cu cheltuieli mai mari decât anul trecut. N-avem cum să spunem că este un buget dar mic. Peste tot, nu, vreau să vorbiți de distribuție. Eu v-am spus că bugetul României, trebuie să uităm la tot bugetul României, cum au fost împărțiți banii. Și au fost împărțiți banii pe care îi avem din veniturile cetățenilor, 32,76% din PIB, au fost împărțiți în toate ministerele pe priorități, pe proiecte de priorități. Bugetele, bineînțeles, dacă ne uităm la 2019, sunt mai mari. 2020 a fost un an special cu priorități pentru toată lumea. Fiecare minister a avut cheltuieli suplimentare cu pandemia în trecut, una dintre ele nu se mai regăsesc anul acesta. Dar când ne uităm la buget, este un buget mai mare decât anul trecut, deficitul în scădere, și dar totuși sunt 80 de miliarde de lei, bani pe care îi punem în economie, peste veniturile pe care luăm din economie. Deci cheltuielile sunt mai mari și injectăm și 80 de miliarde de lei. Această noțiune că este un buget mic este falsă și nu este susținută de date. După dezbaterile în plen ce au avut loc într-o ședință comună a Senatului și Camera Deputaților, mâine va fi dat votul final la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021.